dreaming. Yeah, you can call me tomorrow. That is fine. Okay, bye. Regizor, actor și chiar producător, Demi Antal locuiește și lucrează la Londra din 2004. Aici a reușit chiar prin propria firmă să producă un lung metraj de succes. A reușit performanța de a scrie, regiza și juca în propriul film, Dora, bazat pe volumul autobiografic Dora, în Granta Româncă. Povestea de viață a actriței a fost principala sursă de inspirație pentru filmul ei de debut lansat la premiile BAFTA la Londra în februarie 2014 și apoi un an mai târziu în cinematografele din România. Filmul a fost apreciat de români și foarte bine primit de englezi. My favorite princess. Kensington. Kensington. Faci așa ceva cât trăiești, ai înțeles? Filmul prezintă cu franchețe fuga unei tinere din România pentru a-și urma visurile la Londra. Datoria Dorei o duce într-o lume în care inocența ei e treptat spulberată. O poveste emoționantă, care scoate la iveală câteva din problemele cu care se confruntă mulți oameni în lumea globalizată de astăzi. În film, Dora nu este Delia. Dora este o altă persoană care m-a ajutat pe mine foarte mult să ajung la Londra. Acea Dora făcea exact ce face Dora în film. Ilegal, dar care a ajutat foarte mulți români. România ar trebui să-i mulțumească pentru că acea persoană și-a riscat viața ca să aducă români pe vremea când nu se putea în Anglia. Toți acei români au trimis toți bănuții acasă. Foarte mulți români din România nu știu că românii de aici muncesc de dimineață până seara și strâng bani. Se uită și la ce mănâncă, să nu cheltuie ca să strângă bani să trimită acasă. Dora Amigiani. Your friend gets the job. Bring her in tomorrow. Păi mândrulița mea muiere! Știți că e legal. It will cost you 10,000 pounds. A durat 4 ani ca filmul să ajungă pe marile ecrane. Dacă ar fi avut bani, probabil că ar fi durat 4 luni. A încercat imposibilul și a strâns greu suma necesară. S-a filmat repede și cu buget redus. 10 zile în România, în satul bunicii Deliei, Ciutelec din Transilvania. Apoi 6 săptămâni la Londra, la Stoke Park Club, unde s-au filmat James Bond și multe alte filme celebre. În apartamentul ei din Chelsea, o casă din Colindale, în restaurantul unui prieten, într-un club tot al unui amic, la un magazin de lux cu rochii de seară și multe scene în aer liber în Kensington Gardens, la Tower Bridge, Big Ben. Thank you.
tu e? Let me out! Nu vorbi, nu vorbi, hai să mergem. În total, bugetul, dacă ar fi să-l punem cap la cap, a fost destul de mare, ca și un film independent de buget mic. Camere am cumpărat, am găsit fonduri de camere. La început am închiriat, în România am închiriat la filmările din România. Dar ideea este că toată lumea a vrut să mă ajute și a crezut în mine. Le-a plăcut povestea foarte mult. Cred că mai mult le-a plăcut povestea, că mine n-a face să creadă, că eu nu am avut experiență în film. Am jucat ca actriță în foarte multe filme, se poate vedea pe IMDb. Dar nu am avut experiență de produs, de regie, doar de actorie. Dar probabil spiritul meu, dorința mea, povestea, la foarte mulți, mai ales că am lucrat cu foarte mulți imigranți. Și atunci ei săraci s-au regăsit în povestea mea și au vrut neapărat să mă ajute să fac filmul. Și nu numai, și niște amici care au fost binevoitori să îmi dea niște finanțe. Și nu numai locațiile unde am filmat, pe gratis, tot. Ne-au dat și de mâncare, nu numai. Pentru că le-au plăcut filmul. Filmul are la bază volumul Dora, scris în limba engleză și publicat în Statele Unite ale Americii. În românește a fost lansat la București în mai 2012. Cartea vorbește despre imigrare și discriminare și este inspirată din întâmplările reale ale Deliei și ale unor oameni care au avut curajul să-și construiască o altă viață dincolo de granițele României. Este povestea unei fete dintr-un stat din Transilvania care își ia inima în dinți și părăsește cel mai cunoscut și mai drag sufletul ei pentru a-și urma visul, acela de a avea o viață mai bună, și a întâlnit pe prințesa Diana. Delia a jucat în filmul britanic Nice Guy, iar în pelicula Vir a jucat alături de actorul indian Salman Khan. De asemenea, a apărut în câteva roluri și pe scenele teatrelor din Londra. În filmografia ei mai găsim un film indian, Jota Hi Sahi, unul britanic, dar și apariția în câteva producții de televiziune. Pentru mine este atât de importantă cariera asta de actriță, regizor, producător, mă rog, filmmaker, încât nu puteam să nu mă leg de locul natal și de familie. De-aia m-am întors la bunica în sat să filmez și cred că este cea mai frumoasă țară din lume, din punct de vedere tradițional, pictoresc. Avem munții cei mai frumoși din Europa, vreau să cred, deși Elveția are și avia ei, dar România este specială. Este ultima pădure virgin forest din Europa și sunt anumite specii sălbatice care le găsim doar în România. Sufletul meu este acolo, dar nu știu, lumea evoluează și eu sunt generația care vrea tot. Adică, deși sunt foarte fericită acolo, trebuie să simt că știu tot, cunosc tot. Actrița locuiește la Londra și duce o viață ca în filme, însă nu a fost întotdeauna atât de fericită ca acum. Delia Antal provine dintr-o familie modestă. S-a născut și a crescut la Zalău, iar visul ei a fost întotdeauna să fie o vedetă de film. În anul 2004, de îndată ce și-a luat diploma în economie, a plecat să-și încerce norocul la Londra, la un văr care locuia acolo. Dar la început nu a fost deloc ușor. Regizorul meu a zis, păi tu dacă te-ai descurcat așa la Timișoara, la Londra, o să rupi tot, adică tu o să devii regina Angliei, ceva gen. Și bineînțeles că nu a fost așa, că mi-a fost foarte greu ca să găsesc un job de cleaner. Deci nici măcar la curățenie nu am găsit muncă, pentru că nu aveam acte, nu vorbeam engleză decât foarte puțin. A vorbit să cucerească o lume nouă și chiar a reușit. A suferit enorm la început. Totul i s-a părut atât de gri, trist. Se întreba ce caută ea acolo, așa cum scrie în volumul autobiografic.
Credeam că Londra e un mic paradis, dar pe tot acest traseu văzusem o Londră cu mult mai urâtă, ca orice oraș din România. Și nici o secundă nu-mi trecea prin cap că greul și disperarea erau destinul meu pentru început, ca mai apoi să se transforme la insistențele mele și prin muncă de câine într-o viață de paradis. Vreau să spun că o perioadă nici n-am avut ce să mănânc, adică mă trezeam noaptea și mâncam de la celălalt din casă, din frigider, cât un pic din fiecare. Eram foarte fascinată că erau toate împachetate frumos, ceea ce în România nu erau chiar așa. Începuse și la noi. Vreau să gust și din aia și din aia, că nu-mi permiteam să-mi cumpăr de toată. În vara anului 2008, Delia a participat în cadrul programului de 5 săptămâni intensive de actorie în Los Angeles, la The Meisner Center, iar la întoarcerea la Londra și-a deschis propria firmă de producție de film. În prezent este implicată în mai multe proiecte importante, printre care și un documentar despre emigrația română în Marea Britanie. Hi, Manuka, how are you? Ajuns la 6, da? Aștept adresa, te rog să mă în mare, despre promovarea românilor care au reușit, într-un fel sau altul, să impresioneze străinii. Nu numai talentele României, dar și geniile României, inventatorii, din trecut cât și din prezent. Locurile frumoase din România și am fost onorată să vorbesc, să aud că ești de acord să vorbim aici. Am auzit de nenumărate ori concertele tale și am considerat că ești o persoană unică și care poate să ajungă la sufletul oricărui străin. Și doresc mult de tot să fii promovat cel mai mult. Mulțumesc frumos! Eu mulțumesc că m-a invitat, îți mulțumesc că ai venit la concertele mele și eu sper că ajung la sufletul omului, fie că e de la noi, din România sau din alte țări. Eu cred că sufletul e, până la urmă, e universal, să zic așa, și muzica are acest extraordinar acest extraordinar putere să ajungă la sufletul fiecăruia. Da, mă bucur că sunt aici. Eu o să am câteva întrebări în engleză, pentru că documentarul este dedicat mai mult străinilor, dar și românilor. Străinii ca să ne cunoască puțin altfel decât le știu până acum și am câteva întrebări, trebuie să fie în engleză. Există o traiectorie în fiecare domeniu pe care, dacă o urmezi, este imposibil să nu te conducă spre destinația aleasă. Există și oameni care îți pot marca destinul și momente care îți pot schimba viața. Întâlnirea cu Paul Lister a fost determinantă pentru Delia. Mergem să ne întâlnim cu Paul Lister, inițiatorul documentarului de succes Wild Carpathia și un mare admirator și iubitor al României. El este filantropist. El a moștenit tot. El nu a fost un om de afaceri atât de mare încât a făcut nu știu câți bani și acum el se ocupă numai să salveze România pentru că un anumit motiv. Motivul este pentru că familia lui vin din domeniul mobilier. Ei tot lemnul îl aduceau din România, dar a avut un small family business, o mică afacere, nu foarte mare. Dar era pe vremea aia când tatălui era tânăr, o la mare, aproape 70 de ani. Mai avem un răgaz până la întâlnirea de gradul 0 și ne oprim în apropiere de casa lui Paul, la librăria preferată, Adelie. Suntem